Aseară, în decursul orei 9, aveam de livrat, că lucrez în domeniul delivery, o comandă aici fix la numărul 145 pe calea Dumbrăvii. Când, ne fiind semnalizată o groapă aproape de sensul giratoriu, am intrat pur și simplu în groapă cu mașina. În groapa de aproximativ 30 de centimetri. Ai pățit ceva avarii la mașină? Da, mi-am rupt apărătorile de la roți, de pe lateral, și mi-am crăpat pragul. Ai încercat să contactezi autoritățile? Am contactat autoritățile în jurul orei 9 și 20 de minute și mi-au spus faptul că o să vină o echipă în zonă, ceea ce nu s-a întâmplat, că nici măcar acum nu e semnalizată groapa, și vor semnaliza problema aproape mijlocul carosabilului. Cum ai făcut asta? Unde ai sunat? Am sunat întâi la serviciul de urgență 112 și apoi la poliția locală Sibiu. Am continuat discuțiile cu cei la poliția locală și mi-au confirmat faptul că vor lua măsuri și că să merg cu dovezile, adică cu bara ruptă și cu apărătorile de dedesubt, la primărie. Așa mi-au confirmat.